Uite ce troleibuz au ăștia, bă. Da, bă, foarte multe fete frumoase pe stradă. Cum să mă întâlnesc cu Ilie's Vlog aici în mall? Salutare, prieteni agilor, și bine v-am găsit! Cu voi este Grigore Varlam, de aici, din Republica Moldova, pe străzile din Chișinău. Este prima mea zi aici și am zis să ies la o tură, să testez traficul, să simt traficul, să vedem cum se prezintă situația. Vreau să merg în zona centrală astăzi, să fac un vlog de acolo, să vedem cum arată centrul Chișinăului. Problema e că n-am montat GPS-ul pe ghidon și nu știu, sincer, încotro mă îndrept. Am să fac dreapta la un moment dat, cred că aici, sper că am venit bine pe acest drum, pentru că nu știu pe unde mă aflu. Vreau să ajung în centrul orașului și probabil cei care sunt de prin Chișinău și urmăresc vlogurile mele, acum zic, Varlame, vezi că ai luat-o greșit, n-ai luat-o pe unde trebuie, nu pe acolo ajungi în centru, dar astea sunt primele contacte. Am venit în Chișinău să mă relaxez, am venit să mă plimb, să schimb peisajul, să schimb Bucureștiul. Am zis să vin în vizită la românii noștri, la frații noștri de peste Prut. Chiar dacă poate unul dintre ei nu se consideră frații noștri de peste Prut, eu vă consider pe toți frații noștri de peste Prut. Unii vorbesc română mai bine, unii mai puțin, unii vorbesc rusă mai bine. Sincer, habar nu am dacă în momentul ăsta, mergând în partea aia așa, la un moment dat voi putea face dreapta, cam ăsta e planul meu și... Ia uite-l pe ăsta, cum a trecut, bă, ești nebun! Așa a trecut pe lângă mine, frate, mi-a stat puțin inima în loc. Știu că România s-a dat o lege și acum e obligatoriu să păstrezi o distanță de depășire de aproximativ 1,5 m. Au modificat puțin legea, că înainte era interpretabilă și acum e obligatoriu. Nu se mai recomandă cum era înainte, nu știu cum e în Moldova. Parcă mai amenințător așa decât în București, cel puțin din ce văd eu acum. Nu vreau să dramatizez, am să fiu sincer în toate vlogurile din Moldova. Poate voi spune lucruri mai puțin frumoase sau frumoase despre Chișinău, dar în principiu vreau să fiu sincer și trebuie să știți că nu o spun cu răutate dacă voi spune niște chestii nasoale, pentru că încerc să relatez realitatea, de fapt, de aici, din oraș. Am verificat puțin GPS-ul și cred că sunt pe direcția bună, cel puțin până acum. Am să mai opresc așa din când în când, sunt pe un mic deal acum în urcare, ceea ce nu prea vezi în București. Străzile, cel puțin pe această arteră, sunt bunicele, chiar dacă petecite pe alocuri. S-ar putea ca la finalul acestui videoclip să mergem să și mâncăm împreună. M-aș duce să mănânc ceva, pentru că n-am mâncat decât de dimineață foarte puțin un sandwich pe care l-am avut de acasă, cumpărat din Ocean. Hai să vedem, că am gâfâit în momentul ăsta pentru că sunt în urcare și cred că la un moment dat aici ar trebui să fie o intersecție mai mare. Ia uite, bă, autobuze de alea vechi, frate. Sunt și autobuze noi, dar uite, sunt și alea vechi acolo. De asta avem și noi așa în București, același gen de autobuze. Am o mașină de poliție în stânga mea și mi-ar plăcea să vă arăt. Tocmai de aceea las să înainteze. Uite, așa arată mașina de poliție aici în capitala Republicii Moldova, în Chișinău. Ia să reușesc să mă strecor. Hai că a reușit, ia uite, beton era asta, bă. Am să mă rezum la comparații de astea, așa gen București, Chișinău, pentru că pe acolo îmi fac veacul. Sunt convins că și Chișinăul și Moldova va avea o organizare mai bună și nu știu si se va investi mai mult în infrastructură la un moment dat. Așa a fost și Bucureștiul, vai de mama lui. Bine, Chișinău nu zic că e vai de mama lui, dar Bucureștiul a fost și el la un moment dat așa, cu multe gropi. Uite, deși artera asta aici e foarte, foarte ok, uite, nu poți să te plângi de zona asta în care mă aflu acum. S-ar putea ca acest bulevard să fie cel mai aglomerat de aici, din Chișinău, bulevardul principal, cum e la noi, bulevardul Unirii, pentru că ăsta arată cel mai bine și văd că în zonele astea sunt cei mai mulți oameni. Voi face și un vlog în care voi face niște comparații de prețuri, Republica Moldova versus România. Am mai multe idei, am de gând să merg și în zona centrală, am auzit că sunt restricții acum și după ora 9 sau 10, nu știu, 100%, s-ar putea să nu mai fie deschise cluburile. Chiar m-ar ajuta niște informații în acest sens, dacă după ora 9-10 poți să intri în cluburi aici în Moldova, pentru că aș face un vlog de noapte.
Oricum voi face un vlog de noapte. Cerșetori avem, după cum se vede și aici în Chișinău, oameni bătrâni. Mă gândesc să fac și un vlog cu oamenii străzii la un moment dat. Străzile sunt denivelate și la ei, cum sunt la noi în București, datorită faptului că s-a asfaltat la un moment dat și greutatea autobuzelor, tramvaielor a deformat asfaltul. Nu știu încotro mă îndrept, nu știu dacă ar trebui să fac stânga în locul ăsta aici sau să-mi văd de drum în continuare. Voi încerca să fac și un vlog într-un cartier mai marginal și așa, mai rău famat să zicem, deși nu cred că în Chișinău există ghetourile care sunt în București. E mai mizerabil București, în unele zone. Nu știu cum e ăsta la periferie, pentru că n-am ajuns, dar din ce am citit pe Google, n-am văzut niciunde să fie vreun cartier de la cum e Alea Liveților în Ferentari. Sau dacă este aici în Chișinău, dați-mi un mesaj. Merit să fac un vlog pe acolo. De piste pentru biciclete cred că nici nu poate fi vorba, chiar dacă sunt niște urme de marcaj, așa cum e ăsta aici la trecerea de pieton, dar până acum eu cel puțin n-am dat de o pistă de biciclete în Chișinău. Și vorba aia, dacă nu avem piste de biciclete în București, noi ca țară fiind din Uniunea Europeană și s-ar zice că ar trebui să fim mai dezvoltați, nu mă miră că nu avem piste de biciclete aici în Chișinău. Nu știu dacă să fac dreapta aici sau să mai merg înainte, habar n-am. Dar de fapt nici nu pot să fac dreapta aici pentru că e interzis. Varlame, ai grijă să nu sfârșești pe capota vreunei mașini. În momentul ăsta cred că am dat de o pistă pentru biciclete sau cel puțin așa se vrea pentru că e colorată și avem un mare semn aici, cred că e interzis tractoarelor. N-am văzut niciun tractor până acum în Chișinău, dar uite, asta cred că s-ar vrea o pistă pentru biciclete și puțin mai în față o miniatură, așa, un fel de arc de triumf în fața unei catedrale, unei biserici aici în acest parc. M-am uitat la știri dimineață și la Pro TV Moldova și luaseră niște interviuri. Oamenii erau tare nemulțumiți aici în zona arcului de triumf pentru că oamenii ar fi vrut un brad natural și s-au ales cu un brad artificial, adică ăsta din fața mea. El va fi oricum împodobit cu fel și fel de chestii, dar oamenii erau nemulțumiți că nu e un brad, nu e un brad natural, dar tind să cred că e mai bine așa cu brazii ăștia artificial, să nu mai tăiem cât un brad de fiecare dată. Uite acolo un curier la Glovo cu bicicleta. După ce am să fac finalul acestui videoclip, probabil am să iau legătura, 100% am să iau legătura cu unul din ei și am să fac un vlog. Iar înaintea mea avem Catedrala Mitropolitană Nașterea Domnului, în parcul catedralei aici. Eu am să-mi văd de drum în continuare, oare clădirea care se află pe partea cealaltă, ce e cu ea, de ce aparține această clădire, să fie oare clădirea guvernului. Haideți să ne apropiem puțin de marginea drumului, să vă dau un cadru de acolo. Și am intuit bine, aceasta este clădirea guvernului din Chișinău. Haideți să-i mai dăm așa 2-3 pedale încolo, chiar dacă n-am o direcție anume. Sincer, nu știu dacă asta e o pistă pentru biciclete legalizat, adică e declarată, da, bă, oficial e pistă de biciclete aici. S-ar putea să fie și tocmai de aceea nu vreau să merg în trafic pentru că aș risca o amendă. În momentul în care asta e o pistă de biciclete omologată și eu merg printre mașini, aș putea să fiu oprit de un echipaj al poliției și să primesc o amendă. Da, bă, foarte multe fete frumoase pe stradă. Sunt și în București, nu zic, și româncele sunt frumoase, bineînțeles, dar moldovencele parcă au ceva aparte. Maica mea e moldoveancă, apropo. Bine, nu de aia de peste Prut, e născută prin Botoșani. Poate mă îndrăgostesc aici de o moldoveancă și nu mai plec. Rămân și fac livrări în Republica Moldova. Am zis să mă transform în pieton puțin, să iau și pulsul cetățenilor și al femeilor frumoase ale Moldovei. V-am tot zis că sunt destule și trebuie să menționez neapărat treaba asta. Moldova e renumită și România de asemenea. În privința femeilor frumoase, sunt peste tot. Femeile frumoase, traficul cu multe gropi, afară este frig. E destul de încălcit orașul și
Îți ia ceva timp să te obișnuiești. Cel puțin din ce am văzut eu așa, toate străzile sunt mult mai înguste decât în capitală și mai puține locuri de parcare. Dar oricum nu vreau să trag concluzii pripite, pentru că sunt aici de, nu știu, am nicio zi, n-am deocamdată și n-am apucat să merg peste tot. Voi merge oricum și în alte zone, în alte cartiere, mai bogate, mai puțin bogate, dar uite ce troleibuz au ăștia, bă. Deci ca să vezi, să-ți faci o idee, un troleibuz de la așa, Ceaușist, i-aș spune dacă l-aș vedea prin București. Astea au fost și la noi la un moment dat, dar au fost scoase din uz. Încep să cred că asta nu e o pistă de biciclete. S-a vrut ea la un moment dat așa în proiect, dar nu cred că este. Dar hai mă totuși să merg pe ea, că oricum nu e foarte multă lume aici. Dacă mă înjură lumea, acum aia e. Merg și eu mai liniștit. Mai am 2 km până la Moldova. Nu e Moldova, e Mol. Mol-mal. Moldova. Vă inspirați oamenii ăștia că i-au pus acest nume, Moldova. Și iată-ne la renumitul Mol Moldova, Moldova. Așa se numește. E chiar înaintea mea acolo. Va trebui să văd cum fac cu bicicleta, pe unde să o parchez. Ar trebui să aibă 100% și un loc special amenajat unde să o pot lăsa cât de cât pe siguranță și să mergem imediat să dăm o tură pe aici. Unde aș putea să o las oare? Pentru că pe aici chiar nu văd nicio zonă. Tentația mea ar fi să o leg undeva de balustrada asta pe aici, dar mie că se vor lua cei de la securitate de mine. N-am cum să o leg chiar aici, ar fi culmea. Și cred că am găsit și parcarea pentru biciclete. Sper să-mi permită să leg bicicleta de cadru. Uite bă că mai avem o bicicletă aici. Nu sunt singurul biciclist, chiar dacă am văzut foarte puțini, cel puțin până acum, de când sunt în Chișinău. Simte adevărata magie, Coca-Cola, clasica reclamă cu Moș Crăciunul, lipsește tirul de acolo. Uite și pe Ilie Vlogs, bă, deci n-ai cum, frate. Hai să-l salut și pe Ilie. Ilie, scuze-mă cât deranjez. Te salut, mă rog, fac și un vlog. În România, Grigore Varlan, dacă știi, da. Da, baf, te salut. Cum să mă întâlnesc cu Ilie Vlog? Aici, în Mol, în Moldova. L-am recunoscut imediat. Omul ăsta a fost pe val o bună perioadă de timp pe YouTube în România, dar a căzut în cap și în momentul în care a căzut, l-au lăsat toți baltă. Mă mai urtam așa, sincer, din când în când la videoclipurile lui, când făcea vlogurile alea cu noua lui casă. Pe urmă a venit scandalul ăla cu casa care i-a luat foc și așa mai departe, dar în fine, e treaba lui. Am văzut că n-am mai postat de vreo 4 luni. Voi cred că am să mănânc aici la Andis și mi-au o zeamă de pui și un hot dog. Dați-mi, rog, un hot dog și o zeamă de pui. Chicago hot dog. În sală, la pachet? În sală, vă rog. Și o zeamă, da? Da, da. 70. Dacă nu prea-i cunosc. Da, băi, trebuie să aștept 10 minute. Nici o problemă. Am să stau pe aici. Uite câți curieri acolo, bă, la Glovo. Poate mă duc să recrutez și eu pe cineva dacă vreau să facem un vlog. Da, băi, prieteni, a venit și mâncarea între timp. M-am instalat aici ca la mine acasă. Aceasta e zeama de pui și hot dog-ul, pentru că aveam pofte de un hot dog. Hai să am poftă, ne vedem după ca să fac încheierea videoclipului. Ei bine, băi, prieteni, eu am terminat de mâncat. Parcă aș băga și ceva dulce, dar deja mi-am făcut plinul și în această idee eu mă duc la bicicletă, mă duc la cazare. Stați pe aproape, apăsați notificările dacă vreți, bineînțeles, să fiți la curent cu toate vlogurile pe care le voi posta în perioada următoare. Cam atât pentru astăzi, mă găsiți și pe Instagram Grigore Varlam oficial cu un singur F, toate cele bune de aici din Chișinău, Moldova, în Moldova mal. Mol, sau cum îi mai spune. În fine, pe data viitoare, pa, pa!